Cei trei suspecți sunt membri ai clanului Fabian și fiii vrăjitoarei Sidonia. Aceasta a acordat în urmă cu puțin timp un interviu reporterilor Antena 3 CNN, în care susține că fiii au fost de fapt cei atacați în timpul petrecerii de noaptea trecută. Haideți să urmărim acest interviu. O să vorbim când va fi momentul potrivit. În continuare cu polițiștii? Da. Da. Sunt în continuare. Trebuie să se elucideze acest caz, trebuie să se facă lumină în acest caz, pentru că copiii mei nu sunt vinovați. Mă rog, nu mai pot să intru în detalii, dar chiar am înțeles că acel individ mi-au agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atâta vă pot spune. Mi-a tăiat copiii. Mi-a tăiat copiii acel individ și nici nu știu măcar cine este, n-am avut de a face cu dânsul, nu-l cunoaștem, nu știm absolut nimic. Ce ați văzut și dumneavoastră, asta vedem și noi. La știri am văzut. Și asta vreau să văd, să vedem care e problema și ce și cum, că chiar nu știu nici eu. Și dat seama că cu copiii n-am mai vorbit. Dacă n-am avut cum să mai au legătură. Individul acela este cel care i-a tăiat pe copiii dumneavoastră. De ce credeți că ei au picat vinovați? Nu știu, v-am spus. Vreau să văd și eu. Vreau să întreb, vreau să... Nu știu, că chiar vreau să văd despre ce este vorba, nu?